Bună dimineața, dragilor! Acesta este un videoclip pentru ziua de mâine, 19 mai. După cum puteți vedea, avem trei variante. Varianta neagră, roșie și verde. O să vă rog să vă alegeți una dintre ele cu care considerați că rezonați. Dacă nu v-ați ales, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu prima variantă, adică ulcica neagră. Da? E prima variantă. Să o pun cumva să se vadă. Să vedem cum va fi ziua de mâine, 19 mai. Ce bine! Primiți vești bune mâine! Ce frumos! Începeți ziua de mâine foarte frumos! Cu vești fericite! Ceea ce e foarte bine! Adică, veți primi un mail, o scrisoare, o... nu știu. Aceste vești pe care dumneavoastră le veți primi mâine sunt vești sub formă scrisă, în primul rând. Iar nu sunt niște vești pe care le primiți de aici de aproape. Sunt niște vești pe care le veți primi de la distanță. Și această scrisoare și această veste vă spună că fericirea îți va veni de departe. Deci, mâine vă vine fericirea de departe. Puteți primi, nu știu, un mesaj să spunem că persoana iubită vine acasă. Sau puteți primi, dacă sunteți la servici și e vorba de servici, ori că mergeți acolo, ori că primiți o promovare, ori că... Deci, indiferent ce este, este vorba despre o veste bună. Da? Acum depinde de la caz la caz, nu pentru toți e aceeași veste. Da? Pentru unii poate fi că vine persoana iubită acasă, pentru alții poate fi că primește o sumă de bani, pentru alții poate fi orice altceva. Să că pleacă undeva la muncă în străinătate, deci orice poate să fie. Da? Să vedem ce imagini mai... avem. Da. Mai avem aici un pom. Deci pentru cei care v-ați ales varianta 1, vă spun că mâine văd că aveți vești bune. Pentru că și această imagine, pomul, vă spune că mâine aveți împăcare după ceartă. Adică, posibil mâine, dacă v-ați certat, să zicem, cu persoana iubită și a plecat la distanță, mâine probabil vă dă un mesaj. Dar, oricum ar fi, mâine vă și împăcați cu cineva. Chiar dacă nu este vorba despre persoana care vă trimite mesajul. Poate să fie o altă persoană. Poate să fie și persoana care vă trimite mesajul, dar poate să fie și altă persoană, da? Deci, e bine. Mai aveți aici un drig. Iar acest drig vă spune că să fiți atenți la o boală, da? Dacă cumva vă știți cu probleme de sănătate, aveți ceva cronic și dumneavoastră știți acest lucru, încercați mâine să fiți atenți, da? Să țineți sub control acea boală, pentru că
e posibil să aveți ceva probleme. Deci, da, deci dacă vă știți că vă doare spatele sau nu știu, orice, mâine o să vă supere acea problemă pe care dumneavoastră o aveți. Dacă știți că, nu știu, aveți diabet, aveți probleme cu inima sau ceva, încercați să vă luați tratamentul la timp și să nu cumva să uitați de el, pentru că după s-ar putea să aveți probleme, da? Deci, dacă vă luați tratamentul la timp și nu uitați, nu se întâmplă nimic. Dar dacă uitați, atunci e posibil să aveți unele probleme, da? Deci încercați la acest lucru pe care voi îl știți deja să fiți puțin atenți. Și totul poate fi bine, da? Să vedem și ce mai putem găsi. Da, văd că aveți și un cocoș. Problema e că acest cocoș cântă cucurigu și el, doar că e puțin mai... Totuși vă anunț acest cocoș că o voință veselă te va face să uiți de durere, da? Probabil că, să spunem, vă dau un exemplu, mâine vă doare spatele, da? Dar primiți acea veste, acea bucurie, acea fericire, încât uitați și de durerea de spate și de orice altceva, da? Deci, e bine. Deci înseamnă că acea durere puteți trece peste ea cu puțină fericire. Ceea ce e bine, că nu, înseamnă că nu e o durere foarte mare. E bine atunci. Mai aveți aici și o strângere de mână. Iar această strângere de mână vă spune că iubirea te va face una cu persoana pe care iubești. Asta înseamnă ceva. Mai ales pentru cei care încă nu sunteți căsătoriți. Înseamnă că vin veștile despre căsătorie, ceea ce e bine. Probabil că o parte dintre dumneavoastră v-ați certat cu persoana iubită pentru că n-a vrut să facă pasul următor, iar acum vine și vă spune, bine, ok, fie, hai să facem pasul pentru că mi-am dat seama că te iubesc și că vreau să fiu cu tine. Da? Se poate întâmpla și așa ceva. Și dacă cumva aveți probleme, de să zicem vă doare ceva, vă dați seama. Când vedeți inelul și vedeți cererea în căsătorie și așa, uitați și de durere și de tot. Normal. N-aveți cum să nu uitați. Mai aveți și o potcoavă. Dar și potcoava e în poziție bună și spune că norocul vă așteaptă. Deci mâine, pentru cei care ați ales varianta... Prima variantă de la Ulcica Neagră, este o zi frumoasă, o zi cu lucruri bune. Singura problemă la voi este că să fiți atenți acolo unde vă știți cu probleme de sănătate. În rest, totul poate fi bine și frumos. Dacă sunteți atenți la acea problemă pe care o aveți, nu aveți niciun fel de problemă și nu aveți de ce să vă temeți. Mai aveți aici și flori, până și florile vă spun, că veți avea o viață plină de sens. Da? Deci aceste flori vă anunță nu doar pentru ziua de mâine, ci pentru întreaga viață. Veți avea o viață plină de sens. Înseamnă că în multe cazuri fericirea dumneavoastră depinde de aceste vești pe care le veți primi de la distanță. Da? Și le veți primi și veți avea o viață plină de sens. Ceea ce e foarte frumos. Adică să ne uităm la cărți de pe o zi pe alta și să ne anunțe pentru întreaga viață, cred că este foarte bine, nu? Dar și înseamnă că și voi ați făcut anumite lucruri care acum Universul vine și vă răsplătește să... că vă meritați și voi fericire. Foarte frumos. Da? Deci... Da, deci asta, că pentru voi cam astea au fost veștile.
Sunt vești bune, vești frumoase, vești plăcute, nu aveți niciun motiv de supărare dacă sunteți atenți și cu problema de sănătate pe care o aveți. Dar, da, acum dacă mai e o mică neplăcere, oricum și cărțile vă spun că și dacă aveți acea problemă de sănătate și mâine o să vă supere puțin, în momentul în care vine scrisoarea, uitați și de boală și de durere și de tot. Nu vă mai doare nimic, ceea ce e foarte bine. Cam atât am avut de spus pentru urcica neagră și voi trece mai departe. Iar acum trecem la ulcica roșie. Să vedem ce o să ne spună și ulcica roșie. Ce vor să ne spună cărțile pentru mâine, pentru cei care au ales ulcica roșie. Voi veștile se lasă puțin așteptate dacă îmi vin grămadă. Bun. Important să sperăm că sunt vești bune. Dar vom vedea imediat despre ce este vorba și la voi. Aveți și voi pomul, din câte văd, dar e întors. Dar o să vedem totuși ce mai are pe lângă el și ce vești ne va da. Aveți și un buchet de flori. Oh, și e chiar în poziție bună buchetul de flori. Deci e bine. Bun. Deci am zis că avem în primul rând un pom, da? Bun. Iar acest pom vine și vă spune că mâine veți avea parte de niște lacrimi și o ofensă. Cineva vă va supăra cu ceva și veți plânge. Deci probabil cineva o să vă aducă o jignire, o să vă simțiți trădați, o să vă simțiți veți fi destul de supărați, încât o să plângeți. Da? Deci... Dar o să plângeți pentru jignirea respectivă, nu faptul că s-a întâmplat ceva rău, da? Pentru că sunt persoane care sunt mai sensibile și în momentul în care le spui ceva puțin mai dur sau țipi un pic mai tare la ele, se pun pe plâns, da? Nu înseamnă că neapărat se întâmplă ceva rău, da? Deci, dar cineva vă spune o vorbă care nu vă place și... Începeți și plângeți, da? Probabil și din cauza că s-au acumulat mai multe, probabil sunteți mai sensibili, probabil există mai multe explicații. Bun. Dar, după aveți un buchet de flori, iar acest buchet de flori vă spune că veți avea parte de câștiguri, da? Deci dacă vin puține lacrimi și după vine câștig, este foarte bine, da? Deci... Știm să atunci când avem o bucurie după ce acele lacrimi, uităm de supărare. Da? Deci mai aveți aici și un măr. Iar acest măr vă spune că o întâmplare neașteptată, dar plăcută. Posibil cu primirea unui cadou. Deci vedeți ce frumos s-au aliniat cărțile pentru dumneavoastră. Deci chiar foarte frumos. Mai avem aici un munte. Iar muntele vă spune că veți primi ajutor de la oamenii puternici. Și nu doar atât, dar veți lua și o decizie corectă în ceva. Probabil la locul de muncă, probabil în alt sens, nu știu. Oricum văd că aveți și un inel. Opa, să vedem și ce ne spune acest inel.
Acest inel ne spune că e posibil să faceți un angajament cu o persoană bogată. Pentru cei care sunteți într-o relație, pentru cei care sunteți căsătoriți și aveți probleme, atenție, mâine să nu faceți o despărțire, da? Deci acest inel poate fi atât pozitiv cât și negativ, da? Iar eu sper să fie pozitiv și vă spun de ce. În primul rând pentru că lângă inel mai există o casă, iar acea casă în acest moment este doar pe jumătate. Da? Asta înseamnă că, posibil, mâine pentru unii să se întâmple o despărțire de oamenii pe care îi iubește. E posibil această despărțire să fie și pentru că plecați la un drum în străinătate la muncă. Da? Nu să fie neapărat o despărțire în sensul că gata, divorțați sau ceva de gen. Dar poate să fie o despărțire de orice natură. Da? Chiar dacă, așa cum v-am spus, plecați la muncă în străinătate și oarecum da, vă despărțiți de persoanele alea. De ce? Pentru că acele persoane dragi rămân acasă, iar voi plecați. Da? Deci, atenție mare. Iar pentru alții, mâine poate să fie chiar o cerere în căsătorie, un angajament la locul de muncă. Deci poate să fie, să însemne orice. Da? Dar să sperăm că înseamnă doar de bine. La cum a ieșit inelul. Deci de asta vă spun, pentru că a ieșit în poziția cu jumătate de casă, iar în aceste cazuri este problema de despărțire. Eu sper să nu fie și în cazul vostru. Să fie și, așa cum inelul simbolizează, și un angajament. Că poate să fie și un angajament. Da? Deci nu neapărat o despărțire. La inel e puțin cu dus și întors. Bun. Dar să trecem mai departe și să vedem despre ce mai este vorba. Da, mai avem aici o vulpe. Iar această vulpe vă spune că aveți grijă că veți simți încredere nejustificată față de unele persoane. Încercați să vă gândiți la persoanele pe care le cunoașteți, dacă aveți încredere în ele, și luați-le pe fiecare separat și gândiți-vă de ce aveți încredere în ele. Da? Ce au făcut acele persoane pentru dumneavoastră încât puteți să aveți încredere în ele. Și așa puteți depista că aveți persoane în jurul dumneavoastră în care aveți încredere efectiv nejustificată. Nu veți ști răspunsul la întrebare. Da, de ce am încredere în X? Pentru că m-a ajutat sau pentru că mi-a fost alături sau pentru că. Dar în X de ce am încredere? Și atunci vă dați seama că persoana respectivă nu v-a făcut nimic, dar pentru că a știut să vorbească cu dumneavoastră, da, aveți încredere. Dar asta nu înseamnă că persoana respectivă este o persoană de încredere. Da? Deci încercați să faceți acest exercițiu pentru a vă da seama cine și de ce este de încredere. Contează foarte mult. Mai aveți aici și un cocoș. Iar acest cocoș vă spune că te vei trezi dintr-un somn dulce în activitate. Probabil că până acum ați stat acasă, ați avut o perioadă din asta mai liniștită, nu ați lucrat. Însă, sau la locul de muncă, ați făcut ceva așa mai liniștit, unde nu ați avut foarte mult stres, foarte multă oboseală. Însă, acum este o perioadă în care veți avea foarte mult de lucru. Inclusiv, poate să fie acasă, să zicem, stați undeva la țară și până acum a fost perioada asta așa mai fără grădinărit, fără asta. În schimb, acum e clar, vine perioada grădinăritului. Și atunci aveți mai mult de lucru. Da? Deci iarna la țară nu e chiar atât de mult de lucru, e mai puțin. Dar în schimb vara, când avem de mers și la grădină și la animale și peste tot, e mai mult. E, exact așa e și în cazul ăsta, doar că nu trebuie să fie doar la persoanele care stau la țară,
ci și la persoanele care stau la oraș, dar lucrează în fabrici, lucrează asta unde va fi mai mult de lucru sau care vor pleca în străinătate și acolo clar este mai mult de muncă. Pentru că în străinătate nimeni nu te ține în brață să nu muncești și să tragi chiul. Da? Cum de multe ori se mai întâmplă la noi. Mai avem aici și un pod și vă pot spune că acest pod vă transmite că te așteaptă schimbări radicale în stilul de viață. Da? O să vă aștepte schimbări radicale. Aceste schimbări radicale pot fi atât în sens pozitiv cât și negativ. Mie cărțile îmi spun că sunt în sens pozitiv. Dar dacă cărțile spun în sens pozitiv și voi faceți lucruri negative, atunci se întâmplă lucruri negative. Da? Dar dacă voi faceți lucruri pozitive, schimbarea este în lucruri pozitive. Da? Deci mie aici acest pod îmi arată că aceste schimbări sunt pozitive. De ce vă spun asta? În primul rând pentru că sunt în poziție normală, iar în al doilea rând sunt și lângă inel. Deci ceea ce înseamnă că este posibil să faceți un angajament sau să aveți parte de o cerere în căsătorie cu persoana iubită și probabil persoana respectivă e mai bogată și atunci e clar că vi se schimbă stilul de viață. Da? Deci, lucrurile pot fi frumoase. Dar dacă voi faceți alte prostioare, ca să zic așa, între ghilimele, e clar că vi se poate schimba diferit stilul de viață. Da? Deci aveți grijă în ce vă băgați și cu cine. Da? Deci, viața poate fi frumoasă dacă știți și voi să vă feriți de necazuri. Dar dacă nu vă feriți și vă aruncați așa cu capul înainte fără să știți încotro, atunci aveți o problemă. Să văd dacă mai aveți și alte imagini, dar nu cred să mai fie. Dar oricum, mai verific să nu fi uitat ceva. Da. Deci cam atât am avut să vă spun pentru ziua de mâine, pentru cei de la Culcica Roșie. Da? Eu sper să vă țineți doar de lucruri bune și să nu faceți prostioare. Pentru că puteți avea o zi frumoasă și nu doar o zi. Da? Pentru că dacă faceți acel angajament cu persoana cu inelul, atunci asta e pe mai mult timp, nu doar pentru o zi. Și voi trece la Culcica Verde. Să vedem ce vor să ne spună cărțile și pentru cei care au ales Culcica Verde. Știți cum se spune? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Să sperăm. Da, bun, cărțile vor să iasă, nu vor să le mai amestec. E ok. Încercăm să vedem ce vor să ne și spună. Pentru că e clar că vor să ne spună ceva din moment ce nu mai au răbdare. Dar să vedem ce. Dumneavoastră aveți un înger protector, ceea ce e foarte bine. Bun. Haideți să o luăm așa. Mai aveți, în primul rând, un măr. Da? Iar acel măr vă spune că o întâmplare neașteptată, dar plăcută. Deci mâine puteți, să zicem, mergeți pe stradă, vă duceți să cumpărați un covrig și vă întâlniți cu cineva.
Dar acea persoană poate să vă devină cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă sau chiar iubit sau iubită. Se poate întâmpla să mergeți iară tot așa, da, pe stradă și să vă întâlniți cu o persoană din trecut pe care poate ați iubit-o și să vă dați seama că vă iubiți reciproc și e mai bine să continuați, da? Deci pot fi tot felul de lucruri de genul. Puteți merge să, nu știu, să rezolvați o problemă, să nu știți cum să o rezolvați, dar acolo să întâlniți o persoană care să vă ajute să rezolvați problema respectivă foarte bine. Deci se poate întâmpla orice, dar orice există o întâmplare care vă va face fericiți. Probabil pentru niciun cadou n-ar fi nimic exclus. Da? Deci mergeți să cumpărați covrici și persoana respectivă spune, lasă că îi plătesc eu. Da? Deci și ăla e tot un cadou, că până la urmă tot cadou se numește atâta timp cât nu ați plătit dumneavoastră și ați primit. Da? Deci, așa cum am spus, aveți și acest înger păzitor care vă spune că fericirea pe care ți-ai dorit-o te așteaptă. Ce frumos! Adică, dacă sunteți, mai ales dacă sunteți persoane singure și v-ați dorit într-adevăr din tot sufletul să fiți fericite sau fericit, depinde de la caz la caz, da? Și pentru femei și atât pentru femei cât și pentru bărbați, mâine puteți întâlni acea persoană care în viitor vă poate face fericiți. Acum, nu trebuie să întâlniți neapărat o persoană din trecut și să reluați legătura cu ea, da? Poate să fie și o persoană nouă pe care poate mâine o cunoașteți. Nu vedeți fericirea mâine, pentru că e clar, trebuie să cunoașteți persoana, trebuie să vedeți cine e, să mai discutați și așa mai departe. Dar e persoana care vă aduce fericire în viața dumneavoastră. Da? Chiar dacă această fericire poate nu o vedeți mâine, dar ea va veni în timp treptat. Mâine probabil cunoașteți persoana, după ieșiți la o cafea, după mai stați de vorbă și uite așa vă dați seama că acea persoană e fericirea dumneavoastră. Da? Ceea ce e foarte bine. Adică, da, nu trebuie să le vedeți mâine pe toate. Da? Nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o zi. Da? Trebuie să așa niște, da, poate niște fluturași în stomac, n-ar fi nimic exclus să le și simțiți mâine. Bun, mai aveți, dar această fericire poate să fie și pe plan profesional, adică să aveți un proiect și să vă spună șeful că da, e ok, sau faceți ceva la servici și vine șeful și vă spune bravo, adică da, poate să fie și de genul ăsta, nu trebuie neapărat să fie doar de iubire. Poate să fie și pentru cei care așteaptă rezultatul la analize, mâine să fie un rezultat pozitiv, da? Deci nu să fie un rezultat pozitiv în sensul că e bun, nu că așteptăm lucruri rele, da? Deci hai să gândim din toate punctele de vedere. Acum depinde de la caz la caz, în funcție de fiecare, ce așteaptă mâine. Bun, mai avem aici și un rac. Iar acest rac vă spune că prea multă grabă uneori strică. Da? Voi știți că racul se mișcă mai încet. Încercați și voi. Nu fiți tot pe grabă. Nu faceți lucrurile doar să fie făcute și le faceți doar pe grabă. Pentru că după se poate întâmpla ca cineva să vadă și să zică, a, știi, da, e bine că ai făcut repede, dar pentru că te-ai grăbit, nu ai făcut și asta, și asta, și asta. Și ai uitat să le pui cap la cap. Da? Deci încercați să nu vă grăbiți atunci când, mai ales atunci când aveți de rezolvat ceva, luați lucrurile pas cu pas și vedeți ca să puteți vedea rezultatul așa cum trebuie. Pentru că altfel vă grăbiți și omiteți anumiți pași. Și dacă ați omis anumiți pași, e ca și cum bați cuie în mobilă, dar în loc să bați că trebuie pe partea stângă, tu bați pe partea dreaptă și ceva se întâmplă, da? Nu e ce trebuie, da? Pentru că te grăbești. Nu, trebuie să luați lucrurile cap, să puneți lucrurile pas cu pas. Bun, mai aveți aici și o stea. Iar această stea vă spune, neatenția temporară te va forța să faci o serie de greșeli.
Deci, ați vedeți, v-au anunțat racul. Acum vă anunță și steaua același lucru. Da? Deci, lăsați graba mâine. Nu faceți lucrurile. Orice aveți de făcut, nu faceți în grabă. Pentru că riscați să faceți anumite greșeli. Da? Și dacă faceți o mâncare, dar e o mâncare pe care n-ați mai făcut-o până acum, sau o prăjitură, sau orice, încercați să faceți pas cu pas, nu să vă grăbiți, pentru că după nu iasă ceea ce ați vrut dumneavoastră să iasă. Mai avem și o pâine, iar această pâine vă spune că dacă faceți lucrurile așa cum trebuie, veți avea parte de profit și fericire în casa ta, succes în afaceri. Da? Deci dacă nu vă grăbiți și faceți lucrurile pas cu pas, indiferent în ce domeniu, totul se va termina cu bine și cu fericire. Mai mult de atâta ce vă puteți dori. Da? Deci încercați să nu vă grăbiți. Sunt lucruri unde vă puteți grăbi, sunt lucruri unde trebuie să le faceți pas cu pas. Deci atenție mare unde vă grăbiți și unde nu. Pentru că după nu iasă lucrurile cum trebuie. Da. Pentru o parte, fiți atenți la excesele alimentare sau dacă vă știți consumatori de băutură, încercați să evitați, ca să spunem așa. Nu spune nimeni să nu beți o bere, dar acea bere să fie una singură și doi, chiar dacă ați băut doar o bere, nu vă urcați la volan. Da? Deci încercați să faceți lucrurile astea. Acolo unde nu puteți sta fără, eu știu că e cald și vine poftă de o bere, da? Încercați să fie fără alcool sau încercați să o beți când ați ajuns acasă și nu mai plecați niciunde și să fie o bere, nu, dar când zic o bere înseamnă o sticlă de jumătate sau hai, un litru, dar nu un butoi. Da? Deci nu mă refer la o bere, la un butoi. Mă refer la o bere, la o sticlă de bere. Mâncați, serviți acea bere și stați acasă și dormiți și atâta tot. Pentru că dacă faceți alte lucruri, s-ar putea să se întâmple alte necazuri. Și nu e ok. Da? Deci, da, că nu se poate sta și fără bere, că nu se întâmplă absolut nimic. Și nu doar bere. Poate să fie vorba de orice băutură alcoolică, adică hai să ne înțelegem, nu am o problemă cu bere. Nu. Deci, în cazul celor care vă știți că consumați, puteți țuică, poate coniac, poate lichior, poate, acum nu o să le înșir pe toate, dar voi vă știți care ce consumați și când și cum. Da? Nu trebuie, nu pot eu să stau să spun la fiecare, tu consumi asta sau tu consumi.